Întrebat despre stadiul în care se află planul de reabilitare a policlinicii din Roman, primarul Leonarda Chiriloaiei a precizat că în acest moment se așteaptă o nouă sursă de finanțare pentru ca proiectul să poată fi dus la bun sfârșit, privind atât modernizarea fațadei exterioare a obiectivului, cât și cea interioară, care este și mai costisitoare. Administrația locală speră să poată realiza renovarea sa din cei 3,4 milioane de euro care ar urma să ajungă la Roman prin Programul Național de Redresare și Reziliență sau prin alte programe care finanțează acest tip de proiecte. Policlinica va fi reabilitată prin PNRR, adică s-a schimbat cumva? Nu. Stați să vă spun care este perspectiva noastră. Vrem să proiectul care l-am constituit și pentru policlinică este finalizat de reabilitare. A fost făcut în două componente. O componentă care are partea de reabilitare termică exterioară și hidroizolație. Asta înseamnă termosistem, hidroizolație, ferestre, sunt lucrări care nu necesită aviz de securitate din partea ISU. Atunci sunt etape mai ușor de realizat și cu o valoare de circa 950.000 de lei aproximativ, adică o valoare până în 10 miliarde vechi. Sumă pe care noi, vă spun sincer, ne-am fi dorit să găsim o resursă de finanțare locală, să zicem. Iar partea de reabilitare interioară, care este mult mai costisitoare, care înseamnă inclusiv rețelistică, sisteme de siguranță, de avertizare, care e o sumă consistentă, adică depășește undeva aproape la 6 milioane, aceasta ne-am gândit să o pregătim pentru o finanțare printr-un program, astfel de program. Că e PNRR, că este un program operațional, încercăm să găsim o altă resursă. De ce de durată la policlinică? Nu. Interior mă refer. Da. Exteriorul încercăm să găsim resurse pentru a-l scoate anul acesta într-o procedură de achiziție. Interiorul este o lucrare complexă. Urmează să facem demersurile, am vorbit cu colegii de la juridici și de la investiții, către cei care sunt proprietari ai spațiilor din policlinică și să facem toată documentația premergătoare și cu, în momentul în care întocmim sau intrăm pe o axă de finanțare, să avem accept, să știm că ne încadrăm cu acest sistem public-privat acolo. De asta e puțin mai delicat, nu este 100% proprietar UAT. Policlinica din Roman, construită în anul 1969, nu a mai beneficiat de atunci de lucrări de modernizare, spațiile fiind ocupate de proprietari privați, concesionari și de alte instituții publice care funcționează în clădire, precum Spitalul Municipal de Urgență din Roman, Direcția de Sănătate Publică, Institutul de Medicină Legală sau Centrul de Transfuzie. În prezent, unitatea medicală arată jalnic, cu ferestre șubrezite, pereți scrijeliți, scaune vechi și scări bătătorite de vreme. Fără surse clare de finanțare, obiectivul va fi într-un plan de reabilitare pentru care studiile de fezabilitate, deloc ieftine, se vor reînnoi periodic.